Varietatea sună așa. Hey, this is Lady Gaga. This is Ariana Grande. I want your stupid love, love. You ain't my boyfriend, da, eram atât de concentrat ascultând Easy on Me de la Adele, era gata să uit să apăs butonul care trebuie. Da, exact aceeași senzație aveam și eu. Piesa aia te ia și te transport așa departe, uiți de realitate. Ma, și dura 6 ani. Da, adevărul. A, și dura 6 ani să scoată piesa asta. E perfectă. Și eram plecat acolo și deodată s-a oprit și a intrat cu chestia asta brusc, așa m-a adus înapoi la realitate. Dacă ar fi să fim așa puțin cărcotași, să spun așa, seamănă cu Adele de acum 6 ani. Adică nu e nicio schimbare între cum ne-a lăsat și cum ne-a găsit după 6 ani. Același stil, același... E minunată. Da, e minunată, a fost și hit minunată. Cu prioritate, ascultătorii noștri au spus da, direct în playlist, și acum începe rațiunea zilei, pentru că iar are vești bune, Cătălina Striblea. Citiți cu ghilimele, da. Ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Rămânem la vestea zilei de astăzi, pe care v-am anunțat-o la România în direct. Bilanțul îmbolnăvirilor, infectărilor cu coronavirus în ultimele 24 de ore. 18.860 de cazuri, cel mai mare nivel de până acum. Sunt înregistrate în ultimele 24 de ore 561 de decese. În scripte veți găsi 574, pentru că au mai fost înregistrate 13 din cele știți pe care statul le subțiase în ultimele luni, când au spus ei că aveau mecanismul greșit de înregistrare. Uh-huh. Asistăm la un dezastru umanitar într-un stat care suferă de disoluție și abandonat de politicienii săi, care sunt într-o criză profundă. Cred că este momentul ca mulți dintre ei să răspundă personal pentru modul în care au abandonat România în ultimele luni. Diseară, președintele Klaus Iohannis, la ora 18:15, va rosti un discurs sau va spune câteva cuvinte, nu știm în ce direcție, așa cum nu știm în realitate care a fost planul acestor oameni în ultimele luni, pentru că cel puțin președintele Iohannis a refuzat să vorbească cu noi toți prin intermediul unor interviuri. A avut declarații de presă, a răspuns la puține întrebări și astfel suntem în situația în care nu știm exact gândirea. Putem doar să presupunem că din rațiuni economice, modul de aplicare a restricțiilor în România a fost mai slab decât în alte țări. Nu înțeleg însă rațiunile care au împiedicat clasa politică din România să transmită mai mult și mai bine în favoarea vaccinării, a cumpătării și a soluțiilor rezonabile de apărare în fața unui dezastru. Da, soluții rezonabile, folosirea certificatelor verzi, închiderea unor zone când este absolut nevoie, ce au mai făcut și alte țări europene, achiziții de medicamente, paturi de spitale și așa mai departe. Același președinte care va vorbi în seara asta, sper să nu-și uite cuvintele când a spus că, cum a zis domnule, că epidemia s-a încheiat, am prim închis. Primvară, parcă. Da, domnule, s-a făcut să vaccinare când era domnul Câțu pe cai mari și s-a făcut să vaccinare și a zis cu ajutorul vaccinării epidemia a fost învinsă. E, n-a fost. Ba deloc, ba lucrurile arată chiar foarte rău și sunt curios cum și cine o să le repare. Da, guvernul pe care, mă rog, zăți, sună și o alarmă aici. Da, ei au vreo responsabilitate pentru declarațiile de genul ăsta? Complet eronate în... Nu, alta decât politică în acest moment nu au nicio responsabilitate. Și alegerile sunt foarte departe, destul cât să uităm cine și cum a fost, dar este ca și cum am fi implicați într-un război cu lideri proști. Asta se întâmplă în momentul acesta. Mai grav de atât este lipsa lor de credibilitate, pentru că modul în care s-au comportat este sancționat și de cetățeni, și de la stânga și de la dreapta credințelor politice sau... Nici nu mai contează. Nici mai că toată lumea e nemulțumită, până și cei care cred în restricții și cei care nu cred în restricții sunt nemulțumiți, și cei care cred în vaccin și cei care nu cred în vaccinare, și acesta este rezultatul unei politici duplicitare, adică unele decizii le aprobăm și altele le punem
în aplicare și pe alea pe care le punem în aplicare nici măcar noi nu le respectăm, da? Astea sunt, de fapt, rezultatele unui an și jumătate de conducere în perioadă de pandemie. Rațiunea zilei la Europa FM cu Cătălin Striblea, de urmărit înregistrarea și pe site-ul europafm.ro. Mâine te așteptăm la România în direct, Cătălin. E timpul să ne întoarcem. Best of 90. I love the 90s. La Europa FM.